Ce mai faceți, doamna Marin? Bună seara și bine ați venit! Mă bucur că ne revedem după ceva timp. După câțiva ani, după da? După câțiva ani, da. Uite, fac parte din echipa de organizare Gala de Premiilor Radar de Media și cu ocazia aceasta din nou mă întâlnesc cu artiști, cu prieteni, cu oameni de afaceri și vom fi aici împreună într-o seară de toamnă. Mă bucur că sunteți și voi aici. Vă urmăresc pagina de Facebook, de Instagram, aveți activitate de acolo. Dar ce faci? Sunteți fericite pe plan emoțional? Mai aveți timp de dumneavoastră? Nu prea. Este un domeniu destul de solicitant și destul de, cum să spun, și sensibil și prețios și trebuie să ai acolo o balanță și un echilibru în ceea ce faci și mai ales că eu sunt cumva femeie și cam singura din zona aceasta. Încerc să mă implic cât mai mult și să merg mai departe. În momentul de față singură? Da, în momentul de față singură, nici nu am căutat, nici nu s-a evit o altă ocazie, dar nici nu e momentul încă pentru mine. După dispariția lui Leo, m-a urmat mama, s-a agravat boala, m-a părăsit și ea anul trecut și deci sunt așa, din etapă în etapă. Ați suferit, ați menționat dumneavoastră de Leo Iorga, nu? Exact, cu nume da. Și prenume. Da. Ați suferit după dispariția lui? Da, sigur. Vă dați seama că a fost și este încă o perioadă marcantă din viața mea, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal, că de fapt știți foarte bine povestea și chiar mulțumesc că mi-ați fost alături la vremea respectivă. L-ați iubit? Da, da. Da, n-aveai cum. Nu mă refer ca și artist, mă refer ca și om. Ce urmă cealaltă barieră? Da, da, vă dați seama. A fost o legătură clară între noi, este un lucru știut. Eu nu pot să ascunzi așa ceva. Trebuie să-ți asumi aceste, momente din viață. A fost un moment marcant din viața mea. Doamna Marin, dar de ce v-ați, n-aș vrea să folosesc un termen să mă gândesc acum, deci v-ați ferit de ochii curioșilor sau când vă sunam și eu și alți colegi din presă și vă întreba de Leo Iorga, vă fereați oare? Nu, niciodată. Nu, din potrivă. Toate interviurile mele și toate declarațiile mele sunt vizibile, au fost, niciodată nu m-am ferit, pentru că n-aveam cum. Eu am fost expusă cu trupa PAC și după 16 ani am reușit să îi readuc pe scenă pe Leo și pe Adrian Ordean, lucru care, din punctul meu de vedere, a contribuit foarte mult la evoluția în bine a sănătății lui. Știam toți că are o perioadă foarte dificilă în viață în ceea ce înseamnă sănătatea și cred că muzica l-a ajutat extraordinar de mult. Și ca atare eu merg mai departe cu compozițiile lui Adrian Ordean prin formula Schimbul 3, Schimbul 3 fiind prima formulă pe care Adrian Ordean și Leo Iorga au format-o la plecarea din trupa Compact în 1996. Numele a fost dat de Florian Piti, iar eu am preluat această comoară muzicală și merg cu ea mai departe. O să-i vedeți în seara aceasta. L-ați mai visat pe Leo Iorga? Ați mai fost la mormânt la el? Da, de câte ori am ocazia merg acolo. Este în sufletele noastre, da. L-am visat și vă dați seama că în permanență, când repetăm, când suntem pe scenă, aproape toate lucrurile le facem in memoriam. Ce părere aveți despre faptul că Paula Iorga și-a refăcut viața personală la 3 ani de la deces, tot cu un rocker, tot cu un... Asta demonstrează că viața merge mai departe și lucrurile se învârt și iată cum am spus, sunt etape și etape în viață. Eu o felicit și sunt fericită pentru ea că a putut să depășească și să meargă mai departe. Îl cunosc și pe soțul ei. S-au căsătorit civil sau... Să vă spun sincer, nu cunosc foarte bine, pentru că după cum se știe, în permanență a existat acolo o altercație din partea Paulei către noi, dar asta e viața, sunt lucruri care se întâmplă. Nu cunosc, doar din rețelele de socializare, am văzut acest lucru și de la prieteni, dar par foarte fericit și felicitări, Paula! Credeți că l-a uitat atât de repede pe Leo Iorga? Sau este o pastilă care îi vindecă în momentul de față inima? Bun. Având în vedere că și eu am avut o perioadă lungă de căsnicie,
Părerea mea este că în momentul în care între doi oameni în cuplu lucrurile nu funcționează, nu are rost să lupți doar pentru a demonstra un soi de mândrie sau un soi de ambiție sau un soi de obsesie. Eu am încheiat foarte simplu. Eu cred că ei s-au iubit, dar până la un anumit punct. Sigur, este doar părerea mea din ce am observat eu. Normal că Paula a luptat după aceea să fie cu Leo din foarte multe conjuncturi. Iarăși nu vreau să... Fiecare, repet, este doar părerea mea. Ea este o fire care își dorește să fie și eu îmi doresc să fiu împreună cu cineva și probabil că a simțit că este fericită cu această conjunctură. Spuneți dumneavoastră că ea și-a dorit în continuare acel mariaj, chiar dacă ea nu îi mai era fericită, pentru prestigiu pe care îl avea, pentru renumele, pentru acea obsesie pe care o avea la adresa lui? Este posibil, foarte multă lume face asta. Este, de fapt, cumva face parte din nația noastră, știți, până la adânci bătrâneți, prin acele jurăminte, cumva, ori religioase, ori... Există o chestie la noi în România cu această tradiție a căsniciei, indiferent de ce se întâmplă în cuplu, cu care eu nu sunt de acord. Am enumerat mai multe lucruri. Care, din punctul dumneavoastră, credeți că este cel mai potrivit pentru ea? Cred că copiii, cumva... Nu l-ați enumerat, dar trăind toată perioada respectivă, probabil că cumva și copiii au insistat, copiii normal tot timpul sunt de partea mamei și probabil că au vrut să fie împreună și Leo să fie alături de familie în ultimele momente. Nu asta era problema mea. Problema mea era că au existat foarte multe discuții în trupă pe această temă, iar eu... am separat întotdeauna în viață. Eu am lucrat și cu fostul soț 10 ani de zile, dar niciodată n-am amestecat lucrurile. Lucrurile profesionale erau lucrurile profesionale, lucrurile de acasă erau lucrurile de acasă. Aici apar întotdeauna divergențe și chiar în cuplurile de artiști, pentru că se amestecă. Deci când suntem în business și suntem pe scenă sau suntem în conjunctură profesională, suntem în conjunctură profesională, restul ne spălăm rufele acasă. Când se amestecă, apar probleme. Și bărbații, în general, sunt mai... nu vreau să se supere pe mine nimeni, dar sunt un pic mai influențabili și nu luptă. N-aș putea să spun că este un soi de doză de lașitate, dar cam asta e. Și ca o ultimă întrebare, câți ani l-ați iubit pe Leo, Iorga? Oh, păi, da. Ultima întrebare, da. Se tot fac. Da, pentru mine iubirea nu dispare, adică sunt doar etape din viață, atât pentru prima mea relație că a fost prima mea relație și a doua mea relație, fostul soț și Leo au fost bărbații din viața mea și au fost perioade absolut total diferite și iubirea nu dispare, nu are cum, dacă iubești. Deci dacă iubești, iubirea nu dispare.